does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Sau revenit pe acest canal, este încă dimineață, am dus fetițele la grădiniță, am făcut câteva cumpărături pentru casă, am cumpărat Lenor, detergent și din acela pentru pete. Nu știu ce am mai cumpărat câteva chestii de curățenie, șervețele, în fine, nu contează, nu vi le mai arăt pentru că vi le-am enumerat aici. Și am mâncat, iar acum îmi beau cafeluța pentru că, din câte vedeți în spatele meu, am o grămadă de treabă. Trebuia să fac de zilele trecute, dar nu am avut absolut deloc timp. Dimineața am avut-o mai în fiecare dimineață ocupată, dar trecem peste. În clipul de astăzi, după cum bine ați văzut și în titlu, clipul de astăzi este în colaborare cu Felicia. Eu o să vă las canalul ei în descriere și pe aici. Ea este mămica unei fetițe superbe, Milada, are 6 lunițe. Este foarte, foarte drăguță, mi-amintește de fetițele mele când erau mici. Deci sunt așa, în ultimul timp sunt un pic melancolică cu vlogurile mele, primele mele vloguri când era Catalea mică, cu pozele de când era Alana mică și tot așa, clipuri și poze, v-am mai pus și pe Instagram zilele trecute de când avea Alana ochii verzi, acum nu-i mai are. Bine, asta este altă poveste, are ochii câteodată iare verzi, dar foarte, foarte verdele acela foarte închis. Totodată ea are căprui și tot așa. Mi-aș fi dorit să rămână cu ochii verzi cum îi avea ea când era bebeluș. Și Felicia, ca să trecem la subiect, este însărcinată din nou. Mai așteaptă o minune. Tocmai ce ne-a anunțat pe pagina ei, pe canalul ei de YouTube și pe pagina ei de Instagram, că este însărcinată din nou. Eu mă bucur tare, tare mult pentru ea. Să aibă sarcină ușoară, cu toate că i-am urat, o să îi urez și aici. Și să fie bebelușul sau bebelușa să fie sănătos. Eu am venit cu această idee. Înainte, v-am mai zis eu, nu mai fac clipuri ca înainte. Nu știu exact de ce, îmi plăcea mult mai mult formatul pe care îl făceam eu înainte. Înainte însemnând la începuturile mele. Vlogurile mele de acum 2 ani, chiar dacă nu vorbeam cum vorbesc acum, coerent și, nu știu, aveam multe pauze, bine, nici acum nu prea vorbesc coerent, că, nu știu, câteodată am așa emoții, nu știu de ce, că nu e nimeni ca să mă vadă cum vorbesc și așa, dar parcă vorbesc mai liber acum față de cum vorbeam la început și eu am venit cu această idee să facem o colaborare. Cum am zis înainte, făceam multe colaborări cu multe fete de aici de pe YouTube, doar că, nu știu, poate fetele nu mă mai urmăresc. Dacă am văzut că nici ele nu mă mai urmăresc și nu mai înscriu, bineînțeles că nici eu nu le-am mai urmărit pe ele. Și tot așa, Felicia este o fată foarte, foarte dragă. Nu știu, din prima dată cred că am cunoscut-o, mi-a lăsat ea un comentariu pe YouTube și a zis ne uităm la voi, iar eu mă încarc cu un clip sau ceva de genul. Și am dat imediat pe canalul ei și vreau să vă zic că de atunci o urmăresc. Nu știu dacă la fiecare clip, pentru că nu prea am timp, dar o urmăresc cu drag și face niște vloguri foarte, foarte frumoase. Cu siguranță, dacă vă place de mine și vă place ceea ce vedeți aici pe canal,
cam aceleași chestii le vede și pe canalul ei, viață de mămică, clipuri de curățenie, de mâncare, hauluri și cam tot ce vedeți aici, vedeți, o să vedeți și acolo. Eu vă sfătuiesc să vă duceți pe canalul ei. Este o persoană foarte, foarte, nu știu, îți dă așa un vibe foarte bun, cel puțin mie îmi dă și face o grămadă de vloguri foarte frumoase. Bun, eu am venit cu ideea să facem această colaborare și Felicia a venit cu ideea să ne punem câteva întrebări. Eu i-am pus ei 5 întrebări, ea mi-a pus mie 5 întrebări. Nu le-am mai scris, i-am luat telefonul vechi al soțului și citesc după el și așa mi este mult mai ușor. Bun, hai să începem cu prima întrebare și apoi mă apuc de nebunia din spatele meu. Cum te definești tu ca om? Bun. Sunt prea credulă câteodată, o persoană prea credulă. Tind să am încredere în oameni foarte, foarte repede, ceea ce nu este bine și știu că nu este bine să ai încredere în oameni așa din prima și să-i vezi gata. Pentru că la câte dezamăgiri am primit în viața asta, ar trebui să nu am atât de multă încredere în oameni, dar nu știu. Așa mă face pe mine, de asta zic, sunt prea credulă câteodată și prea naivă, dacă pot să zic. Întrebarea cu numărul 2, două lucruri pozitive despre tine. nu știu. Cum am zis, de exemplu, într-o prietenie, eu încerc să dau tot ce e mai bun. Adică, nu știu... Cu siguranță foștii mei prieteni o să zic că ia uite și pe asta ce bălmăjește, dar eu spun ce simt eu că fac. Nu știu, de exemplu, când vine cineva pe la mine, un prieten, încerc să-l servesc cu ce am eu mai bun. Încerc să-l ajut de fiecare dată când pot. Îl întreb mereu dacă are nevoie de ceva, dacă cel puțin așa am făcut în prieteniile anterioare. Acum v-am zis, am cunoștințe, nu, cum am mai vorbit și pe Instagram, nu cred că mai pot să mai numesc în ziua de astăzi prietenie adevărată, cum era odată pe vremuri să-ți sară în ajutor un prieten la orice oră ai avea nevoie. Deci cum am zis, bunătatea și nu știu ce aș mai putea să mai... În unele, pot să zic că ambițioasă, dar nu în toate chestiile care mă privesc în viața mea. De exemplu, am fost foarte ambițioasă când am luat permisul. Am fost ambițioasă când m-am înscris la universitate aici în Anglia. Chiar mi-am dorit foarte mult. Am mai fost ambițioasă când am zis că vreau să mă apuc de unghii și de gene. Iar aici am avut o ambiție. În schimb, pe partea cealaltă cu slăbitul și anumite chestii, nu sunt atât de ambițioasă. Nu știu exact de ce. Probabil n-am nici motivație sau motivația pe care o aveam odată. Stai să-mi beau o gură de cafea. Pentru că pot să zic că înainte eram destul de motivată pe tema aceasta. Întrebarea cu numărul 3, cea mai grea experiență din viața ta? Păi, cea mai grea experiență din viața mea, pot să zic, a fost experiența cu Alana, când am născut-o pe Alana, sau de dinainte s-o nasc, de când am început toate problemele. N-aș mai vrea și nu-i doresc nimănui să treacă prin așa ceva, cel puțin prin ce am trecut noi și stăteam în fiecare zi cu sufletul la gură să vedem să fie bine, să trăiască, să nu mai aibă infecții, să mănânce mai mult, să pună în greutate. Și tot așa a fost o experiență foarte grea și nu aș mai vrea să mai trec prin așa ceva, cu toate că m-a mai întrebat cineva aici dacă mai îmi doresc copii. Eu mi-aș mai dori din tot sufletul, măcar unul, pentru că mă uit și la Priscila, mă uit că are toți frații aproape. Și e foarte, foarte frumos să ai pe cineva aproape. Am mai avut o colegă când am făcut cursurile de unghii, la fel, și ea, nu știu câți frați zicea că are
om nou sau ceva de genul, oricum foarte, foarte mulți frați și zicea atunci când sunt sărbătorile și ne strângem toți, e superb. Deci când ai mai mulți frați, nu mai ai nevoie de prieteni. Nu știu, părerea mea. Dacă aș ști că nu mi s-ar mai întâmpla nimic, că aș naște normal, că nu ar mai fi nicio complicație, că... Na, nu știu. Că nu va mai fi ce-a fost și nu o să mai trăiesc ce-am trăit. Cu siguranță aș mai face un copil și asta nu mai să fie mai mulți frați să se înțeleagă ei. Poate este greu pentru mine acum, dar până în final eu consider că pe copii trebuie să-i pui pe primul plan. Părerea mea. Bun, întrebarea cu numărul 4, deja m-am lungit, vorbesc de 10 minute. Unde te vezi peste 6 ani? Păi, nu știu, sper peste 6 ani. Sper să fie evoluat în afacerea, mica mea afacere, să zic așa, cu unghii și cu gene sau măcar într-una din ele. Nu-mi doresc să... Bine, eu îmi doresc să evoluez, dar dacă nu o să meargă cu una, măcar să meargă cu cealaltă. Poate și la casa noastră, dar la cât s-au mărit prețurile la case și toată nebunia, nu știu, poate în 6 ani o să se schimbe ceva. Poate să avem și un cățel. Eu doresc foarte mult un cățel. Și da, cam atâta. Probabil tot în Anglia. Sau dacă nu, nu știu, în altă țară. Dar Anglia rămâne pentru... Dacă nu se schimbă foarte multe, cu siguranță în Anglia. Cinci. Ce ai învățat de când ești mamă? O întrebare foarte frumoasă. Și atâtea întrebări au fost. Păi, nu știu. Am învățat că nu contează dacă... Eu vorbesc acum din punctul meu de vedere. Știu că multe nu sunteți de acord cu asta. Am mai văzut și pe TikTok. Dar am învățat că... Dacă ție ți-e foame, nu contează că ție ți-e foame, contează că virgulă copilului tău este foame și lui trebuie să-i dai prima dată. Dacă ție ți-este frig, trebuie să întrebi mai întâi copilul dacă e frig. Adică, din punctul meu de vedere și cum văd eu, nu zic că eu mă las pe ultima sută de metri, nu, în niciun caz. Dar copiii în viața mea sunt pe primul loc pentru că... Nu știu, așa îi văd eu. Dacă ei sunt bine, cu siguranță sunt și eu bine. Dacă ei, nu știu, dacă ei sunt rău sau cum ar fi, nu știu, lor să le fie foame, să zic, stați așa să mănânc eu prima, să-mi treag mie foame, așa apoi vă dau și vouă, nu, în niciun caz. Și da, am învățat... Că tot ce ziceam înainte, să am copii, gen că eu nu o să-i las la desene, nu o să le dau dulciuri și așa, nu există. Asta sau toate chestiile pe care le ziceam eu înainte, aoleu, copii care fac tantrum și care... Nu. Persoanele care zic asta nu au avut niciodată copii în viața lor. Și când o să aibă copii, o să vadă că tot ce au zis înainte nu mai este valabil în momentul în care o să aibă copii. Adică m-am schimbat de când sunt mamă. Pot să zic că sunt mult mai sensibilă. Asta pot să zic clar. Și că viața copiilor mei ține de mine. Adică eu trebuie să am cea mai mare grijă de ei și de mine. De ei prima dată și apoi de mine. Cum am zis, dacă ei sunt bine, sunt și eu. Sper că n-am deraiat așa de la subiect și că n-am sărit de la un subiect la altul, pentru că eu m-am obiceiul ăsta să mai fac, că mă apuc să vorbesc, zic și de aia la altă. Cam acestea au fost întrebările de la Felicia. Felicia, îți mulțumesc tare, tare mult pentru întrebări. Abia aștept să văd ce ai răspuns și tu la întrebările pe care ți le-am pus eu. Și da, din nou vă reamintesc, dacă vreți să o cunoașteți pe Felicia sau dacă o cunoașteți deja, nu știu cum, nu știu exact care
dintre voi o urmăriți și pe ea, dar dacă nu o urmăriți, vă rog să vă duceți și pe canalul ei și cu siguranță să vă placă de ea. Țin să vă reamintesc din nou că o colaborare făcută între două mămici aici pe YouTube este ceva frumos, cunoaștem persoane noi și lume nouă. Eu mă pun acum să rezolv tot dezastrul ăsta din spatele meu, trebuie să schimb lenjeriile noastre, ale fetițelor, să strâng pe aici și tot așa, într-un cuvânt, să fac curățenie. Cam așa arată camera, vedeți, nici nu m-am mai stresat dimineața să mai fac patul, pentru că oricum știam că vin și fac aici, vin și le schimb. Pe jos, bineînțeles, jucării, tripla aceea, nu știu ce caut aici, o sticlă goală, o carte, o perie, o carte și acelei le pun eu Alanei, nu, Cataleei, seara în caz de mai face pișul pe ea. Vreau să vă arăt acest, nici nu știu cum se numește, pămătuf, oare, zic bine? L-am cumpărat săptămânile trecute, nu mai țin minte când. Vreau să fac curățenie sus pe mobilă, aici în cameră, la televizor, pentru că am văzut că s-a strâns ceva praf și dacă dau cu el, gen dacă dau cu aceste cârpe, acestea le-am luat pentru geamuri, se împrăștie praful, dar din câte am văzut și am văzut și pe TikTok, cu acesta nu se împrăștie praful, ci praful rămâne în el, în pămătuf și nu mai curge pe jos. Nu știu, uitați, vedeți că arată și aici. Nu știu, n-am mai folosit. Sunt curioasă cum este. Îl pun acum la treabă. Da, dragilor, am terminat. Aici se desprinde acest sticker. Bine, era puțin desprins, dar a tras Alana de el și l-a desprins mai mult. Dar m-am unul de rezervă și când o să se desprindă și mai mult și nu o să stea, o să-l schimb. Oricum, trebuie pe acolo mai date jos, mai trebuie dat cu un pic de var, dar le mai las așa un pic, mai până trece vara și o să-i pun apoi, le dau jos și pun altele. Aici am schimbat Catalei lenjeria. În momentul de față, pentru că e cald în casă, nu mai este ca iarna, o înveles cu păturică, dar îi schimb și lenjeria la plăpumică, că nu are nimic. I-am lăsat acolo jucării marele ei. Acolo are, cum se numește, un cauciuc de la o mașină pe care tot îl căuta și l-am găsit supat. Aici am schimbat lingeriile noastre, am făcut acolo curățenie în colț și am dus toți pe împărșii pe care îi mai avea Catalea, i-am dus la Alana în cameră să vedem că deocamdată de Alana sunt mari pe împărșii. Catalea avea niște pe împărși pe timp de noapte din aceea special pentru noapte. Nu știu dacă m-am făcut înțeleasă ce am vrut să zic. Și sunt mari de Alana, dar am pus acolo moațele de păr, nu știu, șervețele, nu mai știu, am pus telea de urechi, în fine. Și acolo e cârpa care am șters. Am șters aici dulapul și am făcut și sus pe mobilă, foarte, foarte buni acel pămătuf pe care l-am cumpărat. Am pus și baterii la acesta pentru că nu mai avea baterii și am pus și odorizantul acesta de cameră. Doamne, dacă ați ști cât de bine miroase, foarte, foarte bine miroase. Și am șters televizorul acolo, am dat cu aspiratorul și da, am terminat aici în cameră. Acestea le-am lăsat scoase. V-am zis, eu îi mai pun una noaptea Catalei în pătuț. În caz de, nu știu, eu o trezesc cam o dată de două ori pe noapte, depinde și se duce la toaletă și nu apucă să facă în pat, dar am mai făcut și în pat, vă zic sincer, nu mă ascund de voi. Și da, am terminat, mă duc să mă apuc și în camera Alanei. Am venit și în camera Alanei, aici nu prea am mare chestie de făcut, de acești pampers vorbeam, unii sunt de la Mamia din Aldi și unii de la Pampers, aceștia, și sunt mari de Alana și uitați câți am aici, dar o să-i mai țin, nu-i arunc, că nu cred că expiră sau ceva,
O să-i bag într-o pungă să nu se pună praful pe ei și o să-i țin pentru Ana. Și la Ana v-am zis să șterg pe aici un pic pătuțul, să-i schimb asta. V-am zis, acum nu este așa cald încât să nu doarmă. Ce-am zis? Acum nu este așa cald încât să doarmă neînvelită și o dau pe aceasta subțire. Am decât una subțire, din păcate. Este așa și pe aceasta am primit-o de la... Nu mai țin minte de la cine. Dar țin minte că e primită. Nu mai știu cine mi-a dat-o. Îmi vine să schimb lejeriile, v-am să șterg un pic pe aici, să șterg un pic acolo la jucării, mașinuța, că s-a pus un pic praful pe ea, să dau cu aspiratorul și să vedem ce fac cu ăștia, unde îi pun. Da, și atât. Termin și aici și vă arăt imediat rezultatul. Gata, am terminat și camera Anei, i-am schimbat lingeriile, am șters mașinuța pe aici, am mai făcut un pic de curățenie pe aici, pe la jucării. În fine, și acestea sunt cele trei de la Fisher Price. Vă arătam eu în vlogul cu ce a primit Alana de ziua ei și nu cred că am apucat să vi-l arăt până acum. Și acestea sunt, dar și am, mi s-a mai strâns un pic pe acolo, am dat cu aspiratorul. Și am făcut și în baie. Aici am apucat să dau decât jumătate de hol, pentru că în partea aceasta am rămas fără baterie la aspirator. Trebuie să mă duc să-l fac. Am făcut și aici la toaletă. Acolo sunt multe lucruri pe care le folosesc. Am ser fiziologic pentru fetițe. Acela este pentru, tot pentru ser fiziologic pentru fetițe. Și na, am șters ghiveta, toaleta, am spălat pe jos. Și am pus un preș nou. Mic update, fetițele dorm, am aici pe Catalea, de că pe ea pot să vă arăt, pe Alana o am pe telefon, am cameră din aceea care se conectează cu telefonul și filmez și nu pot să vă arăt. Aici am legumele pentru ciorbiță, am pus aici o ciorbiță la foc, trebuie să iau spuma aceea. O să tai și o să toc imediat legumele, iar aici am niște pulpe cu cartofi și usturoi, pentru că vreau să le bag la cuptor, deci pulpiție cu cartofi și usturoi la cuptor, cam asta o să pregătesc pentru această seară și ciorbiță pentru fete. Mă pun acum să fac legumele și apoi să mă ocup de pulpiții și de cartofi. Dragilor, nu vă mai arăt în spate ce am făcut pe aragaz, că e braiște tot. Vreau să vă arăt cum arată ciorbița. Le-am pus deja fetițelor la răcit, bineînțeles, cu mult, cu multe paste, multă fidea, nu știu exact cum să-i zic. Da, mami, uite aici prosopel. Deci, am pus și dovlecel, pui, cartof, ceapă. Am tocat și niște roșii, mami, sau roșii, nu mai ține. Mami, nu e voie cu farfeca, iubita mea. Hai, du-te pe sofa că vă aduce mami acum papa, da? Okay. Așa, ce-am mai pus? Ardei, morcov, sare și atât. Și pătrunjel la sfârșit. Gata, mă duc acum să le dau fetițelor să mănânce, pentru că dacă le-aș lăsa pe ele, nu ar mânca. Da, mami, dă-o aici, că nu te mai uiți acum, mami, că ai avut când ai venit de la grădina, iubito? Gata, mă duc acum să le dau fetițelor să mănânce, pentru că deja nu m-au răbdat. Am tăiat și un pepene roșu. Arată un pic cam ciudățel înăuntru, dar am luat o guriță de aici, am mușcat un pic. Și este ok, nu este chiar cel mai dulce pepene. N-am mai mâncat un pepene dulce, dulce. A, nu, mint! Am mâncat în vacanță, chiar au avut niște pepeni roșii foarte, foarte buni. Mă pun să fac acest pepene, să mănânc eu cu Alana, Catalea nu vrea, pentru că începe acum la 6 jumate ora Angliei, 8 jumate ora României. Insula iubirii! Și mă pun acum să mă uit. Nu o să mă uit la tot, pentru că nu... N-aș avea cum să mă uit la tot. Mă uit, nu știu, jumătate de oră, maxim 40 de minute. Iar apoi o să mă uit diseară după ce adorm fetițele, pentru că nu am cum cu fetițele, trebuie să stau să mă ocup de ele, să le bag la somn, să nu pot să le țin și pe ele pe lângă mine, mă uit eu la televizor, ar fi, da. Gata, mă pun acum să fac acesta și mă uit că începe Insula Iubirii curând.
Ok, dragilor, nu se putea să fac un vlog fără să fac o rețetă de dulce. Alana și cu mine, nouă, ne plac foarte mult macaroanele cu brânză și am decis să fac macaroane cu brânză. Doar că nu am macaroane și am pus spaghete, am mai făcut și în momentul ăsta sunt pe foc. Am mai făcut și nu am simțit vreo diferență la gust sau... Da, nu știu, mi se pare oricum. Eu am făcut și din paste și din paste, doamne, din fusilii, mai multe tipuri de paste. Deci nu neapărat am făcut să fac din macaroane. Aici mi s-a făcut așa, deci nu este murdar. Ziceți că este murdar. Mi s-a făcut așa pentru că fac cu mixerul în el și de aceea s-a zgâriat. Bun, o să vă zic cam de ce aveți nevoie, dar... Cred că toată lumea știe să facă macaroane, dar din nou împărtășesc rețeta mea cu voi. Eu o să folosesc, pentru că nu am o cantitate foarte, foarte mare, o să vedeți, am foarte puțin. Nu, pentru că mănânc decât eu cu Alana, Catalea nu mănâncă, soțul meu nici atât, sau poate ia două guri și atât. Eu o să folosesc 4 ouă, brânză, am găsit această brânză la Lidl, să știți că este demențială, este... Nu știu, mie îmi place foarte mult, mai ales cu roșii, smântână, lapte, zahăr și esență de vanilie pe care trebuie să le iau de sus. O să vă arăt și modul de preparare, doar că nu o să mai stau să mai explic, pentru că este ceva simplu, le amestecăm pe toate și apoi punem pastele, spaghetele, fusilii, ce aveți voi, macaroanele, ce fel de paste aveți voi. Le punem toate în peste compoziție și le adăugăm în vasul tapetat cu unt. Cred că am zis de unt, nu? Da, cred că am zis. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. When the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't. Nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Even though years have gone by, I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Ca să-mi fac și alt model la unghii. Nu prea place cum stă cu ele rotunde, dar oricum văd eu, pentru că trebuie să le fac și pe ele. Uitați cât au crescut. Am încercat să le fac rotunde, dar nu prea îmi place. Vedem, pe weekend plănuiesc să mi le fac. Cam așa arată și macaroanele cu brânză. Parcă aș fi pus un pic mai mult lapte, să iasă un pic mai cremoase. Dar sunt destul de bune, le-am gustat. Dragilor, cam acesta a fost și vlogul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat. Iar noi ne vedem curând la un nou clip tot pe acest canal. Pa, pa!